Aceste condiții sunt niște propuneri, dar eu cred că sunt niște condiții pentru relansarea consultărilor în formatul 5+2, pentru că Rusia nu este interesată deocamdată în negocieri. Aceste garanții pe care Rusia le solicită, de fapt, sunt chemate să evite deteriorarea statusului quo în regiune. Rusia vede foarte clar că influența economică a Uniunii Europene în regiune crește. Regiunea transnistriană, volens nolens, este atrasă, este nevoită să facă parte din aceleași procese de integrare, de regionalizare, de dezvoltare a comerțului de regiune sub egida Uniunii Europene. Vă dau un exemplu. Una din condițiile pentru aplicarea DCFTA-ului este introducerea TVA-ului în regiune. Anul trecut, în august, executivul din regiunea transnistriană ia această decizie prin care propune introducerea TVA-ului. Argumentarea a fost următoarea. Pentru a armoniza sistemul nostru fiscal la standardele Uniunii Euroasiatice și Uniunii Europene. Deci, ea înțelege foarte bine că n-are încotro. Ea trebuie să-și armonizeze standardele cu cele ale Uniunii Europene. Și acest lucru este îngrijorător pentru Federația Rusă. Pentru că această armonizare duce cele din urmă la schimbarea statusului quo-ului economic mai întâi, social, desigur, și eventual creează condiții pentru o cu totul altă abordare politică a problemei transnistrene. Ori Federația Rusă